Poetul național Mihai Eminescu a fost comemorat ieri și la Mănăstirea Dervent din județul Constanța, cu prilejul împlinirii a 133 de ani de la trecerea sa la cele veșnice. Aici a fost organizat un eveniment religios-cultural la care a participat înalt preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului. Mănăstirea Dervent a fost ieri după amiază gazda unui eveniment în cadrul căruia a fost evocată personalitatea lui Mihai Eminescu. Sufletul poetului a fost pomenit de înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Teodosie în fața bustului acestuia ridicat în incinta așezământului monahal. După parastas, ierarhul a vorbit despre prezența permanentă a lui Eminescu la Dervent prin intermediul monumentului care îl întruchipează. Derventul este o mănăstire a spiritualității, dar și a culturii și a artei. Aici s-au organizat expoziții internaționale de pictură și sculptură și dintre artiști unii au rămas aici. De aceea Mănăstirea Dervent este o mănăstire de referință și sunt foarte bucuros că Eminescu este prezent aici, intens, și oricine vine la mănăstire și se închină, trece și pe lângă simbolul național al statuii poetului Mihai Eminescu. După parastas, versurile eminesciene au fost cântate și recitate pe rând de corala Armonia și de elevii seminarului teologic ortodox Sfântul Cuvios Dionisie Exiguul din Constanța. La final a luat cuvântul părintele arhimandrit Andrei Tudor, starețul mănăstirii Dervent. Vreau să vă spun că a fost întrebat de ce Eminescu la Dervent. Și în seara aceasta auzim broaștele de pe lacul Bugeac și mirosim teiul din curtea mănăstirii, mi-am dat seama că Eminescu și-a dorit să fie aici, să pocosească, mai ales că, prin grija noastră preasfințitului, iată, în fiecare an, pe 15 ianuarie și pe 15 iunie, sunt prezenți aici corala Armonia și ceilalți artiști care recită din Eminescu. Mihai Eminescu a trecut la cele veșnice în data de 15 iunie 1889 la vârsta de 39 de ani.